cuvântul acesta din Evanghelia după Ioan, capitolul 8. L-am citit și acasă, l-am citit și aici la casa lui Dumnezeu și am stat în fața lui cu o întrebare. O întrebare pe care cred că ar trebui să ne opunem fiecare dintre noi și o întrebare pe care ar trebui să o extindem la tot ceea ce facem noi ca și creștini, ca și copii ai lui Dumnezeu. Întrebarea care m-a frământat când am citit cuvântul acesta lui Dumnezeu a fost următoarea la ce folosește? Mai ales că Domnul Iisus Hristos stătea de vorbă cu niște iudei. E un dialog între Domnul și niște iudei. La ce-mi folosește mie? La ce ne folosește nouă? Pentru că, dragii mei, suntem în viața aceasta oameni care căutăm foloase. Facem doi pași în dreapta dacă ne folosește, facem doi pași în stânga dacă ne folosește, parcurgem 50 de kilometri dacă ne folosește. V-ați pus întrebarea asta în modul cel mai serios? La ce ne folosește să venim la casa lui Dumnezeu? Vă folosește la ceva sau nu? La ce ne folosește să cântăm? La ce ne folosește să ne rugăm? La ce ne folosește să ascultăm predici? La ce ne folosește să citim din Scriptură? Pentru că, dragii mei, ar trebui să se vadă foloasele. Ei, dragii mei, Apostolul Pavel, când scrie lui Timotei în a doua epistola, zice așa, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune. Și vreau să cred, dragii mei, că și acest cuvânt al lui Dumnezeu, din dimineața aceasta, folosește la ceva. Și mă rog lui Dumnezeu fiecare de ei să tragem foloasele pe care Dumnezeu vrea să le tragem. Dacă vrea să ne învețe, să ne învețe, dacă vrea să ne mustre, să ne mustre, dacă vrea să îndrepte ceva, să o facă. Îi Dumnezeu, nu? E deci, mei, cred că fiecare dintre noi am avut situații în viață în care ne-am înșelat pe noi înșine. Ne-am păcălit cu alte cuvinte. Ați avut un moment de felul acesta. Bună oară, am avut încredere într-o anumită persoană. Am crezut că e persoană de încredere. Și am pornit la drum împreună cu persoana aceea, fie într-o afacere, fie am destănuit anumite lucruri. Și ne-am trezit că persoana aceea ne-a înșelat așteptările. Ați spățit așa ceva în viață. Am votat un partid sau anumiți oameni politici, crezând în toate spusele lor, în toate promisiunile lor. Și ne-am trezit după ceva vreme că ne-am înșelat, nu-i așa? Am cumpărat un anumit produs pentru că uh, a fost o reclamă foarte bună și au fost foarte multe, uh, mă rog, uh, referințe cu privire la produsul acela. L-am cumpărat și ne-am trezit că nu e de bună calitate, ne-am înșelat. Am investit într-o afacere și am zis afacerea asta promite, va fi profit serios. Și în vlog de profit am pierdut. Ne-am înșelat. Vreau să vă întreb ceva. Dacă sunteți în locul acesta oameni care v-ați înșelat, v-ați păcălit pe dumneavoastră. Ce stări sufletești ați trăit atunci? Poate supărare, poate frustrare, poate dezamăgire? Dragii mei, dar dincolo de înșelări, înșelăciunile acestea, înșelările acestea, păcălile acestea, este o înșelăciune care aș putea o numi cea mai mare înșelăciune. Și, dragii mei, știți care este înșelăciunea asta pe care eu o numesc în această dimineață cea mai mare înșelăciune? Știți care este asta? Să credem despre Dumnezeu ceva ce nu este așa cum credem. Nu credeți în lucrul acesta? Să credem despre Dumnezeu ceva ce nu este așa cum credem și o să fie o mare păcăleală. Dragii mei, noi toți din locul acesta, mai devreme în viață sau mai târziu, am învățat rugăciunea Tatăl nostru. E adevărat? Și cred că toți de aici știm să o spunem așa pe de rost. Tatăl nostru care ești în ceruri. Și așa mai departe. Când din locul acesta, atunci când am rostit rugăciunea asta, ne-am pus întrebarea dacă rostim un adevăr dacă Dumnezeul căruia îi spunem Tată, chiar este Tatăl nostru. v a spus întrebarea asta. Sau nu v a spus întrebarea asta? Că atunci când spunem Tatăl nostru care ești în ceruri, automat transmitem ideea că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, este benefic să fii copil al lui Dumnezeu? Dacă suntem fizici, Apostolul Pavel când scria într-una din epistole, suntem și moștenitori. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce va fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, extraordinar. Dragii mei, ce beneficiu copila lui Dumnezeu într-o zi să fiu ca Dumnezeu. Dar întrebarea este, Oare chiar suntem copii Lui Dumnezeu? Nu cumva ne înșelăm. Oare chiar Dumnezeu este Tatăl nostru? Sau doar zicem Tatăl nostru? Ziceau iudeii ăștia către Domnul Iisus Hristos, ascultați cu câtă siguranță. Avem un singur Tată pe Dumnezeu. Și a zis Domnul Iisus Hristos, nu, nu, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, altfel asta lucrul în viața voastră. Dar pentru că stau lucrul în viața voastră așa cum stau, asta demonstrează că nu Dumnezeu e Tatăl vostru. Voi aveți de Tată pe cine? Pe diavolul. Despre asta vreau să predic în continuare, dragii mei, cu ajutorul Domnului, în minutele următoare, despre cea mai mare înșelăciune a vieții. Să zic că Dumnezeu este tatăl meu și să nu fie tatăl meu. Frații mei, ascultați-mă bine, nu vreau să critic pe vreunul din locul acesta, vreau să vorbesc pentru mine mai întâi de toate. Domnul Iisus Hristos vorbea cu niște iudei despre care zice la începutul pasajului, crezuse în el. Oamenii ăștia erau religioși. Și a zis Domnul dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru. Dar nu-i tatăl vostru. Și cea mai mare înșelăciune a vieții, pentru că ea ne va urmări pe toți în eternitate, dragii mei, că am crezut o viață că Dumnezeu este Tatăl nostru. Și Dumnezeu nu e Tatăl nostru. Dragii mei, dacă Dumnezeu ar fi Tatăl nostru, mai întâi de toate. Am iubi ceea ce iubește Dumnezeu. Și repet. Dacă Dumnezeu ar fi Tatăl nostru, am iubi ceea ce iubește Dumnezeu. Frate și surori, Domnul Iisus Hristos zice aici așa. Dacă Dumnezeu ar fi Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine. Când iudeieștea ziceau că Dumnezeu e Tatăl nostru, automat transmiteau ideea asta, e Dumnezeul pe care îl iubim. Și de fapt, cea mai mare poruncă este asta, să-L iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta. Și de aici decurge de o altă idee, îl iubesc pe Dumnezeu și trebuie să iubesc tot ce iubește Dumnezeu. Și vreau să vă spun, frate și surori, Dumnezeu are două mari iubiri. Și iubirile astea mari lui Dumnezeu trebuie să fie iubirile mele, dacă este tatăl meu. Știți care este prima iubire a lui Dumnezeu? Frați și surori. Prima iubire a lui Dumnezeu este Fiul Său. Este Domnul Isus Hristos. Cel puțin în două circunstanțe, Tatăl din cer a strigat așa, acesta este Fiul meu prea iubit prima iubire a lui Dumnezeu. Și dacă asta este prima iubire a lui Dumnezeu, asta ar trebui să fie iubirea mea, să iubesc ce iubește Dumnezeu. Și întrebarea este, cum să-L iubesc pe Domnul Isus Hristos, cum iubește Dumnezeu? Știți cum? Simplu. Să-mi găsesc plăcerea în El. Că asta a zis Tată din Cer. Acesta este filmul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Așa de mult îl iubesc, pentru că asta e până la urmă, dragii mei, caracteristica iubirii. Îți place de persoana pe care iubești. Să ajungi să-ți placă de Domnul Isus Hristos. Și întreb, ne place de Domnul Isus Hristos? Ne găsim plăcerea în El? Sau nu ne găsim plăcerea în El? Câți din locul acesta care zicem lui Dumnezeu, Tată, am putea zice, hai să folosesc o expresie așa, ca printre oameni, cu mâna pe inimă. Îmi place de Domnul Isus Hristos. Îmi găsesc plăcerea în El. Cât putem face lucrul acesta? Că atunci când îmi găsesc plăcerea în cineva, din cauza iubirii pe care eu port, dragii mei, caut să petrec timp, caut să fiu în companie, mă gândesc mult. De ce scrie Apostolul Pavel când scrie Colosemnul capitolul 3, gândiți-vă la lucrurile de sus, acolo sus, Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Nu pot să mă gândesc la lucrurile de sus fără să mă gândesc la Dumnezeu, să mă gândesc la Hristos Mântuitorul meu. Îmi găsesc plăcerea în El, așa face Tatăl din Cer, își găsește plăcerea în Fiul Său. Dar, dragii mei, nu doar că își găsește plăcere în el. Nu doar că îmi găsesc plăcere în el. Ar trebui să mă încred în el. Am pus cuiva într o întrebare într-o zi unui prieten de-al meu. Tu crezi că Dumnezeu s-a încrezut în Domnul Isus Hristos? Nu sună bine. Știu asta. Dar vreau să vă întreb. Credeți că Dumnezeu s-a încrezut în Domnul Isus Hristos? Când Dumnezeu l-a prins în planul lui și când Dumnezeu l-a trimis, că zice Domnul Iisus Hristos, eu am venit de capul meu, a venit că m-a trimis Tatăl. Când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în această lume, Dumnezeu s-a încrezut că Fiul ăsta va duce la îndeplinire ceea ce a dat să facă. Adică va împlini voia Lui. Dacă așa, dragii mei, dacă așa, iubește Dumnezeu pe Fiul că se încrede în El. Vreau să vă întreb, ar trebui să mă încred eu pe deplin în Domnul Iisus Hristos? Că face tot ce zice. Aici în Evanghelia după mea, la capitolul 14 zice așa Domnul Iisus Hristos. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. După ce mă duce și vă, vă pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Vreau să vă întreb, câți de aici ne încredem în El așa de puternic, că într-o zi ne va, va veni să ne ia, să fim cu El acolo unde este El. Câți? Ascultam recent pe cineva care zice așa. Prea puțini creștini din vremea asta se mai gândesc la veșnicie. Pentru că au investit prea puțin în veșnicie. Că de regulă te gândești mult la acolo unde investești ceva. Ai investit într-o construcție, acolo ți-i capul ziua și noaptea. Ai investit într-un pământ, acolo ți ziua și noaptea. Ai investit într-o afacere, acolo ți-i capul ziua și noaptea. Dacă ai făcut investiție în veșnicie, acolo ți-i capul ziua și noaptea. Dar zice, zicea persoana aceea, prea puțin se gândește la veșnicie, că ai investit prea puțin acolo. Dar, dragii mei, eu ar trebui să, să mă încred în Domnul că dacă a zis El într-o zi vin, așa va face. Să mă încred în Domnul că dacă a zis într-o zi vă iau, să cred că într-o zi ne va lua. Pentru că acolo este El să fim și noi. Dragii mei, prima iubire a lui Dumnezeu este Domnul Isus Hristos. Și dacă El este Tatăl meu, ar trebui să iubesc și eu ce iubește Dumnezeu. Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine. A doua mare iubire a lui Dumnezeu știți care este? Care? Oamenii. Îl iubește Dumnezeu pe Fiul, dar îi iubește Dumnezeu pe oameni. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică pe oameni, încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară ce să aibă viață veșnică. Așa de mult i-a iubit. Și dacă El este Tatăl meu, dragii mei, aceasta ar trebui să fie și pentru mine cea de-a doua mare iubire, să iubesc pe oameni. Și vă întreb dacă așa este. Așa este? Să iubesc pe oameni așa cum îi iubește Dumnezeu. Să iubesc pe oameni așa cum i-a iubit Domnul Isus Hristos. Sau așa cum învață Scriptura. Să iubesc pe oameni. Și iar vă întreb, așa este? Dragii mei, ar trebui să iubesc pe oameni văzându-le starea nenorocită în care se găsesc și fiindu-mi milă de ei. Câți de aici purtăm milă față de semenii din jur când le vedem starea nenorocită? Fără Dumnezeu în lume. Fără drept de cetățenie în Împărăția Lui Dumnezeu morți în greșeli și păcate. Și noi trecem pe lângă ei, dragii mei, și spunem, Dumnezeu ni tată, dar nu avem nicio milă față de ei. Chiar ni Dumnezeu tată? Stătea undeva la marginea cetății Ninive, Iona undeva pe o, o ridicătură, pe un deal așa, pe un dâmb, se uita la cetatea Ninive bosonflat, că trei zilele și nu se mai întâmplă nimic. Și a zis Dumnezeu către el, Iona, ție ți milă de curcubetele astea. N-ai contribuit cu nimic. Într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu -mi fie milă de cetatea asta în care sunt peste 120.000 de oameni care nu cunosc, nu pot face deosebire între dreapta și stânga. Iona, de oameni ăștia ar trebui să-ți fie milă, că lui Dumnezeu e milă de ei. Dar și mei, dacă Dumnezeu ar fi Tatăl nostru, am iubi ce iubește Dumnezeu. L-am iubit pe Domnul Iisus Hristos și am iubit oamenii din jurul nostru așa cum iubește Dumnezeu, preocupându-ne, dragii mei, pentru mântuirea lor, făcând sacrificii pentru mântuirea lor dacă e nevoie, dragii mei, ducându-ne la oameni despre care nu avem o părere prea bună, să facem ceva pentru oameni despre care nu avem o părere prea bună, pentru ca să fie mântuiți. Știți că Dumnezeu l-a trimis pe Anania la Saul din Tars, acolo în Damasc. Vreau să vă întreb, avea Anania o părere foarte bună despre Saul din Tars? Nu avea o părere bună. Știm, am auzit toate rele pe care le face omul ăsta. Cu alte cuvinte, e un făcător de rele. Dar dacă Domnul din cer l-a trimis să se ducă acolo, să se roage pentru el, pentru un om despre care avem o părere prea bună, dragii deci, mei, Anania s-a dus. Când a intrat în casă a zis, frate Saule, pentru că îl iubea pe făcătorul ăsta de rele, așa cum îl iubea Dumnezeu din cer, cum îl iubea Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne binecuvinteze. Deci, mei, în, al doilea, în al doilea rând, al doilea lucru. Dacă Dumnezeu ar fi Tatăl nostru, n-am mai ascultat de nicio altă autoritate. Zicea Domnul Iisus Hristos aici așa, voi faceți faptele tatălui vostru, adică ascultați de autoritatea tatălui vostru. Ce vreau să vă spun, dragii mei, este că în această lume sunt mai multe autorități. Este autoritatea guvernamentală, este autoritatea părintească, este o autoritate și în biserică, dacă vreți, autoritate bisericească, multe alte autorități. Dar deasupra tuturor acestor autorități, este autoritatea care se cheamă Dumnezeu. Știți vreo autoritate mai mare decât autoritatea asta? Când i s-a avut viziunea aceea, scaunul de domnie, pe Dumnezeu stând pe scaunul acela de domnie, Mantia cobora jos spre Templu, serafimea aceea ziceau, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul noșterilor. Scaunul acela de domnie zice i era un scaun de domnie foarte înalt. Și scaunul de domnire reprezintă autoritate. Nu există altă autoritate mai mare decât decât autoritatea lui Dumnezeu. Când uh, erau uh, mă rog, tineri aceia în Babilon, a zis Nebucandentar o să văd eu care Dumnezeu Dumnezeul acela care o să vă scoate din mâna mea. Adică o să văd eu dacă este o autoritate mai mare decât autoritatea mea. A văzut că este alta, alta autoritate. Sigur că a văzut. Este altă autoritate. Deci, mei? Când am făcut această afirmație că dacă Dumnezeu ar fi Tatăl nostru, n-am ascultat de o altă autoritate, poate ați rămas șocați cum să n-ascult de autoritatea guvernamentală? Pa da. Să n-ascult de autoritatea părintească? Pa da. Să n-ascult de vreo autoritate de la biserică? Zicea Pavel, am dreptul să-ți poruncesc la un moment dat. Am autoritatea să-ți poruncesc cu alte cuvinte. Dar când am spus că dacă Dumnezeu ar fi Tatăl nostru, n-am ascultat de nicio altă autoritate, am spus, de fapt, n-am ascultat de nicio autoritate care ne pune împotriva lui Dumnezeu. Mă auziți? Nici o autoritate care ne pune împotriva lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că, de la începutul creației, diavolul vrea să ne pună împotriva lui Dumnezeu. Și oamenii din această lume de care diavolul se folosește vor să ne pună împotriva lui Dumnezeu. Vă spun iar despre țară. A zis către cei trei tineri, e cuptorul ăsta aici, îl încăzit de șapte ori mai tare. Dacă nu vă închinați chipului meu de aur, dorea împăratul ăsta să-i pună împotriva lui Dumnezeu? Sigur. Pentru că Dumnezeu a zis să n-ai alți Dumnezeu, Să nu te închine înainte altor Dumnezeu. Și împăratul ăsta vrea să-i pună împotriva lui Dumnezeu. Și au zis ei, nu, nu, pentru ei Dumnezeu era tată, de adevărat el era tată, n-ascultau de o altă autoritate. A zis uh, uh, împăratul acela care a scris porunca aceea timp de 30, de 30 de zile în împărăția mea, nimeni să nu se închine altui Dumnezeu decât împăratului. Vroia împăratul ăsta să-l pună pe Daniel împotriva lui Dumnezeu? Că Dumnezeu ăsta a spus să nu te închin altcuiva decât lui Dumnezeu. Și împăratul ăsta zicea, 30 de zile, nu este alt Dumnezeu aici decât împăratul. Dar pentru Daniel, Dumnezeu era Tată. Era singura autoritate decât de care trebuia să asculte. În Noul Testament, spune Sfânta Scriptură, că uh, liderii religioși au chemat pe apostoli și au zis, uh, vă poruncim să nu mai vorbiți nimănui în numele ăsta. În numele Domnului Iisus Hristos. Și ce a zis Petru? Este drept, judecați voi singur, este drept să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a poruncit să zicem, să vorbim, dacă Dumnezeu din cer ne-a poruncit să ne ducem în toată lumea, să predicăm Evanghelia asta, de cine să ascultăm? De voi care ziceți stați sau de Dumnezeu care ziceți mergeți? De cine să ascultăm? Pentru noi, Dumnezeu din cer este Tată. Și ascultăm de El. Ne ascultăm de altă autoritate care ne pune împotriva lui Dumnezeu. Frați și surori, în fiecare zi, ascultați-mă, în fiecare zi, cel rău caută să ne pună împotriva lui Dumnezeu. Să ne ascultăm de autoritatea care se cheamă Dumnezeu. L-a luat diavolul pe Domnul, adică l-a dus pe un munte foarte înalt diavolul și a zis, arătându-i toată toată frumusețea, toată strălucea lumii. Închină-te mie. Recunoaște autoritatea mea. Îți dau toată lumea asta, cu toată strălucirea ei. Frați și surori, în fiecare zi diavolul face lucrul acesta cu noi. Închină-te mie. Și primește asta, primește asta, primește asta. Dar Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, a zis, este scris, Domnului Dumnezeului tău să-i te închin, numai lui se slujești. În fiecare zi, dragii mei, Diavolul va încerca să ne determine să ascultăm de o altă autoritate care să ne pună împotriva lui Dumnezeu. Vreau să mă opresc aici, frate și surori. Cuvântul acesta m-a răscolit pe, suficient de mult pe mine și aș vrea să vă răsculească pe dumneavoastră. Să nu cumva să trăim cea mai mare păcăleală în viața asta. să zicem lui Dumnezeu Tată și Dumnezeu să nu ne fie Tată să credem o viață că dacă am mers la biserică, Dumnezeu este Tatăl nostru. Și de fapt să nu fie Tatăl nostru. Și haideți să ne verificăm, dragii mei, că dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, iubim ce iubește Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, atunci este autoritatea supremă de care ascultăm. Nu ascultăm de nicio altă autoritate care ne pune împotriva autorității lui Dumnezeu. Cel puțin aceste două lucruri, dragii mei, să le luăm cu noi în mintea noastră și în fiecare să punem întrebarea asta. Este Dumnezeu Tatăl meu? Sunt eu copilul lui Dumnezeu? Că nu ani de când m-am botezat, dragii mei, mulți sau puțini, spun că sunt copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu este Tatăl meu. Nu, nu. Nu asta. Viața mea trăită cu Dumnezeu în fiecare zi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să stăm ridicați în picioare. Și aș vrea măcar, sau Începând din momentul acesta, în rugăciunea asta să punem această întrebare, Doamne, aș vrea să-mi pun întrebarea serios și aș vrea să primesc lumină de la tine. Sunt eu copilul tău? Ești tu tatăl meu cu adevărat? Sau doar sunt vorbe pe care le rostesc doar? Arătăm Dumnezeu să fac schimbările pe care trebuie să le fac. Tu să fii tatăl meu și eu să fiu copilul tău. Și într-o zi copil lui Dumnezeu, cu tatăl meu care este Dumnezeu, să fim împreună în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Amin. Ne rugăm împreună Domnului.